Noroc. Noroc. Nu, glumesc, fără noroc aici, în general, nu este niciun fel. Cum am vorbit până acum, până s-o da trec, așa aș vorbi mai departe, eu să mănânc, dacă nu-ți superi. Poți să te superi. Vrei să mănânci? Cam vreau, dar mai încolo. Am mâncat o bucată de pizza. Și bine a mers. Au mers așa? Dacă n-am... Francisca m-a grăbit și n-am reușit să mănânc acasă. Aliona, de unde ești tu așa de timpul stilată? Tu de fiecare dată ești stilată de timpul. Pentru că nu numai... Lucrez. Pentru că lucrez asupra momentului dat. Dar uite că am găsit o colecție foarte, foarte drăguț, foarte nice. Și e lucrată atât de bine. Pe asta tu singur că ți-ai găsit outfit-ul ăsta? Da, din nume. Și mi-am amintit că am văzut-o la o prezentare de modă. Uh-huh. Am văzut-o. Mergi la așa evenimente sau așa s-a întâmplat? S-a întâmplat. Văzut? Am fost și eu invitată. Eram artistul... Stai, cum se numește asta? Când se invită un artist și ținuta cea mai de top a colecției este prezentată de artist. Am uitat cum se numește. Ceva ambasador, nu știu. Gen, da. Și eu am prezentat altă colecție și am văzut și colecția asta la prezentare. Dar pe tine te inspiră însă și muzica. În sens că e ca tu, eu am așa ceva, ascult muzică multă și asta în sine cumva alimentează dorința mea de a scrie sau activează niște zone gen, uite și ușor, știi, uite și de simplu asta cumva. Câteodată, dar iarăși nu știu, câteodată da, câteodată ascult muzică și sting și zic, uite cum a sunat asta. Dar cum ar fi, știi? Și pornesc de acolo altă idee, cumva. Dar știi, la mine se întâmplă foarte des multe idei foarte interesante în capul meu, pe care nu le pot explica și nu mai ajung să fie realizate. Nu știu cum să le explic, dar eu le am pe toate așa idei puse pe... Idei de concept, de text sau de muzică? Nu, e de cum ar trebui să sune un produs. Cu instrumente și cu tot, dar n-ai cum să... Știi că nu... Ba, încearcă, dar încerci așa să cânt, să explici așa, să limiți. Cel mai des asta își fac, că da. Nu, pe termeni, nu e despre mine, dar parcă nu pot duce până la capăt tot, nu pot spune pe gură ceea ce am eu în capul meu. Și da, aici sună așa de fain, nu pot să-ți redau. Și foarte, nu prea se întâmplă să... Da, încercați să te pui chiar la microfon și să cânți așa cu vocea și ieșai în cap. Sunetul, să-l imiți. Au fost și așa gen de... Asta e o practică foarte curioasă și pe mine mă ajută de multe ori dacă... am ceva în cap, unde și cânt chestia asta. Și pe urmă după asta din asta, nu știu, pui acolo un secven, o pui într-un secvenzer și încerci să-i tai frecvența, să o împarți. Am făcut ceva de genul și mai înainte, gen sunete, instrumente vocale, cum ar spune, pe care le băgăm undeva în piesă. Da, asta da, e destul de interesant, dar lumea nu prea își dă seama de unde vine instrumentul, da? Dar asta e cel mai interesant, mi se pare asta așa de viu și imposibil de copiat, da. Dar când ți-e mai confortabil să lucrezi? Noaptea, ziua, dimineața? Lucrez ziua de obicei, dar câteodată mă apuc cântatul noaptea, nu știu de ce, iată când... Eu acasă mă simt cel mai bine. Și seara, când parcă e ca mă duc să mă culc, mă apucă cântatul și iată atunci poate să-mi vină niște idei, niște melodii pe care tot le... și așa, le întorc și așa, și așa, dar poate așa, dar... și nu tot timpul sunt tare bune pe final sau eu prea mult le... Eu de obicei încerc să complic foarte mult lucrurile, mai ales în muzică. Să faci mai complexe liniile. Da. Și eu încerc să fug de asta, dar câteodată fug prea mult și îmi dau seama că de ce să nu rămân eu la un pic la ceea ce îmi vine mie să
totuși să cânt. Că asta e al meu. Și atât de complex poate nu o să scrie altcineva sau, știi? Și încerc să scriu mai comercial și da, să le combin și mă joc și nu tot timpul încă iese, dar chiar dacă câteodată ajunge la ceva absurd, da, eu oricum nu mă opresc pentru că știu că undeva eu trebuie să dezvolt orice îmi vine în capul meu pentru că nu știu unde duce asta, poate duce undeva într-o latură foarte interesantă, nouă, de ce nu. Și stau și mă râd câteodată vouă, spun, dai târziu, de ce te apuci să cânti la ora asta? Dar eu zic, da, pentru că așa îmi vine mie. Eu vorbesc cu cineva la un moment dat despre momentul ăsta și care e și atunci când ți-i somn sau atunci când ești foarte obosit sau te-ai epuizat mult în studio fără a fi productiv și anume momentul acela începe să funcționeze pentru că atunci începe să stângă creierul. Atunci începi rațiunea să ducă la culcare, oricând ești isteric, oricând ai avut un surplus de emoții și gata, tu ai scăpat de gânduri în plus. Și acolo începi și cumva să poți alege, poți selecta un anume gând și cumva să rămâi cu el. Da, înțeleg foarte bine și vorbești. Care sunt artiștii care au apărut recent la tine în telefon? Artiștii. Dar sunt așa de mulți noi pe care eu, sincer, eu nu rețin așa de repede numele lor. Uh-huh. Dar sunt destul de interesanți. Acum apar experimente noi. Foarte mult se joacă cu muzica acum și îmi plac sunetele noi de vorbesc de producția muzicală, partea instrumentală. Îmi place să analizez cum să joacă producătorii mult și atrag multă atenția părții instrumentale, pentru că foarte mult în ultima perioadă au scris un text, o melodie și cam foarte multe instrumentale se aseamnă extrem de mult una pentru cu alta. Pentru că e trap, tobele de trap se repetă. Da. Basul și tobele sunt cam aceleași. Și acum când auzi un pic altceva, așa ești, știi? Surprins. Te lasă cumva să mai asculți. Știi ce ascult eu? Ce tare îmi place dimineața cu ce încep ziua? Cu hip-hop, cu soul, gen ceva așa mai... Cu saxofane pe acolo, da? Cu secții de... Da, nu neapărat saxofane. Apropo, saxofanele mi se par în unele prea mult la un moment dat. Mhm. Cu orgă pe... Da, este. Tu ai în vedere hip-hop așa low-fi, vechișor? Gen, da. Sunt unele acum interesante, noi artiști care scriu destul de interesant. Dimineața îmi place să ascult așa ceva. Și la mine după asta se schimbă foarte, foarte mult. Așa, la nează eu la... stabil o porție de 50 cent. Da. Sara, Beyoncé, îți recomandă. Spune-mi despre piesa de azi. Piesa de azi. E o piesă care a tot așteptat să fie auzită. Același aer se numește. E o piesă pe care am scris-o cumva. Am zis că trebuie să scriem ceva altfel decât toate piesele pe care le-am mai cântat. Un pic mai cu nerv, așa. Uh-huh. Un pic... Acum stau și mă gândesc la versuri. Noi, de fapt, am discutat un pic despre versuri înainte de scrie. Tu ai scris versurile. Lol. Apropo, e prima piesă pe care am colaborat cu tine împreună. A fost fix după ce am făcut noi cunoștință în stradă cu tine. Da. Telecentru, fără. Da. Apropo, și-a apărut așa, într-un moment foarte potrivit atunci. Nu, am făcut cunoștință într-un moment foarte potrivit, pentru că nu chiar căutam... Nu mă vrem să intru în casă așa. Da. Nu, chiar căutam oameni care gândesc frumos și care pot scrie frumos și... Nu, serios. Adică cumva
oamenii care gândesc corect, matur și cu toate că tu ești încă micuț. Ia, tu ești încă micuț. Da, de 3 ani. Să știe lumea că eu îi zic Vlăduț. El e... Este așa. Și atunci mi-ai trimis câteva link-uri și am ascultat proiectul tău și asta mi-a plăcut, felul cum te exprimi și cum dezvolți un anume gând și uite, fix asta atunci căutam pentru piesa asta, pentru că știam că aici trebuie dispus ceva, niște adevăruri așa pe care... Eu sunt mai timid așa de genul meu și eu nu sunt așa de direct în unele lucruri. Eu de obicei mă acomodez foarte repede în mediu. Schimbările în mediu, da. Și cumva ai venit și ai scris foarte bine. Ai făcut o analiză asupra situației care era atunci. Da. Când am scris piesa, foarte corectă, apropo, da. Și uite, mie piesa asta mi-a plăcut foarte mult. Da, foarte mult. Îmi place instrumentalul mult. Da. E și foarte e. Strong. Foarte strong. Uh-huh. Ivan Lenkovski. Da. Niște sunete fulgerătoare așa. Nu peste tot întâlnesc așa. Câteodată eu caut așa fel de producție și nu găsesc. E încărcată, știi? Are multă electricitate în trânsa. Da. Da, dar cât am stat noi... Apropo, Ivan Lenkovski a mai tras și niște voci. Apropo, noi vorbeam de sunete care parcă lipsesc, da, și noi la un moment dat, eu zic aici, parcă așa trebuie ca un uf, ceva, un uf. Dar el spune, da, stă și spune ceva de genul uf și un hămăit de ăsta. Și eu zic, hai treci tu și-l trage de el. Și ei, da, mă, și căutăm. Dar zic, nu, hai, du-te și-l înregistrează și el așa rușinos, că el așa se rușinează când are de tras ceva. Și o tras foarte, mi se pare că foarte bine. Da. Și e atât de fain că eu tot timpul atrag atenția la, și mi-l imaginez pe dânsul cum trage la microfon. Junior. Da, junior, da. Și... Da, foarte, cred că foarte bine ne-a ieșit instrumentalul ăsta și pentru el a fost un experiment și pentru mine și să cânt în așa direcție, încă nu m-am cânt. La un moment dat eu am vrut să-ți propun să faci o altă strofă pe piesa asta, dar totuși am rămas la formula asta. Totuși mă gândesc eu că lasă. Lasă-l pe băiețelul ăsta. Lasă că el le uite și carieră frumoasă. Mai trebuie muzica la oameni în general. Muzica? Da. Muzica mi se pare că întotdeauna o să trebuiască oamenilor. Muzica e cumva un fel de exprimare pentru oricine. Oricine, chiar și pentru cei care li se pare că nu iubește muzica. Oricum ajung să asculte sau să se exprime prin muzică cumva. Așa mi se pare mie. Pe mine cumva tot timpul muzica foarte mult m-a încărcat cu energie de tot felul, în dependență de ce muzică asculți. Foarte mult contează. Tocmai de asta, da, în ultima perioadă eu tind să scriu muzică mai pozitiv un pic. Uh-huh. Te înțeleg și eu tot cumva în partea și baricadei, deși eu am, în ultima jumătate de an am scris și eu multe chestii triste, ai slăvut și tu curând, dar overall, da, eu sunt de partea. Da, dar n-ai cum dacă... Adică n-ai cum să scrii numai că trăiești și tot felul de experiență. Da. Adică tind totuși cumva să nu scriu. Pe mine și așa toată lumea mă percepe cumva ca un artist de muzică de jale. Oare? Da, da, încă și până acum. Eu te văd numai oranj, roșu, știi? Pentru că tu mă mai cunoști în ultima perioadă, mai ales în ultima perioadă. Dar lumea cumva a rămas cu o mie și cu... nu știu de ce lumea crede că eu cânt numai muzică lentă. Și încă până... Bine, acum, ultima perioadă am scos pam, da, câteva piese așa mai... și deja lumea își schimbă un pic părerea, dar oricum multor oameni, eu le s-am... Doamne, pentru mulți oameni m-am întipărit în capul lor ca, uite, artistul de piese lirice. Serioasă. Da, da. Prea serioasă? Eu nu sunt chiar așa. Sigur. Be what you are.
Eu după fotografie și eu, în portocalie, știi, de acolo. Așa, așa te-am întipărit. Portocalie. Cu fundal galben. Aveai tu un an. A, galben, da. Galben. Ha, ha. Da, așa e cumva. Da, eu mi-mi place foarte mult. Mine. Da, mi-mi place foarte mult să zâmbesc și să... Îmi place și oamenii din jur să zâmbească. Eu tare iubesc așa ceva. Am înțeles. Da. Bun. Bun. Alona Mon, Anne Session versus Artist. Ce, gata? Gata? Da.